unele în 2025. Ori CCR a spus în nenumărate rânduri că asta nu este în regulă și a admis sesizări de neconstituționalitate. A spus clar că atunci când îți angajezi răspunderea ca guvern, trebuie să te angajezi pe ceva urgent, pentru ceva care se aplică imediat și nu ai altă variantă. În cazul nostru, cum spuneam, i-au făcut o reformă care se aplică neunitar. Nu era urgență, trebuia trecută prin Parlament. De asemenea, sunt foarte multe argumente de neconstituționalitate intrinsecă. E încălcat principiul securității juridice ca urmare a lipsei de claritate și previzibilitate a normelor din această lege. Se încalcă principiul egalității în fața legii prin tratamentul inegal și discriminările făcute. Este o sesizare din 2020 la CCR, făcută de PSD, un pachet de măsuri fiscal-bugetare. Atunci guvernul Orban își angaja răspunderea, un guvern care nu avea majoritate în Parlament. Și ăla este un caz în care Constituția spune că trebuie să-ți angajezi răspunderea. Nu atunci când ai 60% în Parlament, peste 60% acum PSD, PNL cu susținerea minorităților. Și nu au niciun argument pentru care să-și angajeze răspunderea pe un proiect atât de complex, trebuia să vină cu el în Parlament. Și ce cere atunci? Exact asta a spus. Da, PSD-iștilor, aveți dreptate, admitem sesizarea. Este fix aceeași speță și ne așteptăm ca să vedem aceeași judecată din partea Curții Constituționale. Cum spuneam, astăzi, acum, am blocat această lege, noi, USR, cu Forța Dreptei și cu cei doi peneliști, și această lege nu va intra în vigoare. Așteptăm termenul CCR să vedem, probabil vor da un termen rapid, am văzut uneori amână cu foarte multe luni, alte ori dau niște termene foarte rapide. O să vedem și astăzi dacă ce termen vor da. Până vor judeca cei de la CCR, acest proiect este blocat, este oprit, nu va crește nicio taxă. Din acest moment, practic, legea nu există, nu produce niciun fel de efecte. Le mulțumesc colegilor mei care au lucrat zile multe la acest document și așteptăm, cum spuneam, decizia curții și termenul de la curte, dacă sunt întrebări. Ministrul Justiției a băgat capul în pământ și, dacă ții minte, la răspuns la aceeași întrebare, când ați adresat noastră aceeași întrebare către Ministrul Justiției Alina Gorghiu, a spus, da, sunt multe argumente în observație Ministerului Justiției, argumente de neconstituționalitate, totuși este o decizie politică, a spus dânsa. Adică nu ne interesează ce scrie cu Constituție, ce zic specialiștii și tehnicienii din Ministerul Justiției, ci noi luăm decizia politică pentru că putem. Da, au putut să facă asta și noi am putut să-i oprim. Cred cu sinceritate și sper că CCR nu își va încălca în picioare jurisprudența anterioară și va judeca cu aceeași măsură cu care a judecat multe alte decizii în astfel de spețe și va opri acest proiect.